Băieții de la Volei Municipal Zalău încearcă să salveze finalul de sezon prin câștigarea celei de-a doua competiții interne, Cupa României. După un sezon cu suișuri și coborâșuri în care echipa a evoluat oscilant, elevii Aurel Vlaicu și Ovidiu Macari speră să facă o figură frumoasă în sala polivalentă din Craiova și să câștige pentru a doua oară consecutiv Cupa României. Pe parcursul a două zile, vineri și sâmbătă, capitala Olteniei va fi gazda a trei meciuri de volei masculin. Vineri de la orele 16, respectiv 18, se vor disputa cele două semifinale ale Cupei României, iar sâmbătă de la ora 14, câștigătoarele celor două semifinale vor lupta în finală pentru câștigarea trofeului. Cele patru echipe calificate în careul de aș al Cupei României sunt echipele Clubului Sportiv Unirea Dej, Clubului Sportiv Dinamo București, Volei Club Municipal Tomis Constanța și Volei Municipal Zalău. Tragerea la sorți a celor două semifinale este programată în această seară la sala polivalentă din Craiova.